Vă salut, dragi prieteni, vom porni iarăși într-o incursiune Big Boletus. De această dată va fi o emisiune un pic mai lungă, pentru că vom avea câteva obiective interesante de văzut și, eu spun, importante pentru Comuna Florești. Ne aflăm în partea estică a Comunei Florești la niște prieteni unde avem plăcerea să facem și un preparat destul de răcor acum dimineață, dar cu siguranță după ce este soarele o să fie mult mai bine, de asta stau cu fâșul pe mine. De asemenea, vreau să vă mai spun că vom muta emisiunea, ne vom revedea cu fanii Big Boletus pe Agro TV cât de curând, pentru că această emisiune va fi difuzată pe Agro TV și în continuare tot ce vom face la Big Boletus în pădure, cu ciuperci și așa mai departe, ne vom vedea acolo. Vă voi anunța pe parcurs unde vom mai migra cu emisiunea, pentru că văd și sunt bucuros că sunteți mulțumiți de ceea ce vă ofer și sper să facă în continuare emisiuni frumoase. Fiind un moment, zic eu așa, inaugural la unei școli în Comuna Florești, o să avem lucruri și aspecte frumoase pe care le vom întâlni acolo. Vom avea de asemenea muzică populară tradițională locului, avem invitați de seamă, o să vedeți, o să fie și o surpriză pentru dumneavoastră, pe doamna Corpodean o să o vedeți în acțiune, o poveste frumoasă, sperăm să încropim și cu dânsa. De asemenea, o să avem și alte preparate culinare legate de, le spunem așa, gomboții care pe vremuri îi făceam cu mare plăcere în bucătăriile noastre, de această dată o să fie făcute de o doamnă din Luna, care o să ne, doamna Maria, care o să ne bucure papilele gustative. De asemenea, o să mai ne bucurăm de porumb fiert, fructe de sezon și alte cele. Pe lângă muzică și voie bună, o să avem și ansamblu de dans a copiilor din Comuna Florești. O să avem două suite interesante. De asemenea, și vocile lor în formare, datorită doamnei Hada, care se ocupă intens de aceste pregătiri și de acești oameni frumoși care în curând vor deveni, sperăm, vedete. De asemenea, dragi prieteni, o să vreau să vă prezentăm un loc, așa cum vă spuneam, de suflet și de mare, să spun așa, importanță în Comuna Florești, fiind cea mai mare comună din România, are peste 45.000 de locuitori. Administrația locală a decis și cu pe bună dreptate să facă această construcție. Este vorba de o școală în ziua porților deschise, unde vom vedea acele lucruri frumoase pe care le-au înfăptuit acolo. Vom vedea de asemenea alte aspecte care sunt convins că o să vă placă. Vom povesti multe, multe cele și cu domnul primar, care să sperăm că o să ne ofere mai multe informații legate și de ce înseamnă comunitatea locală, proiecte prezente, proiecte în derulare, proiecte de viitor, pe exercițiile financiare care ne bucurăm să le avem din 2020-2027. Lucruri foarte importante care consider că e bine să le aducem la în opinia publică. De asemenea, așa cum toată lumea, mă refer la comunitatea din Florești, care este foarte aproape legată de Cluj, comunitatea tânără, își dorește, evident, și noi, clujenii și toți cei care tranzităm zona aceasta, să avem și acele drumuri de legătură care să ne poată facilita înspre și dinspre localitatea Florești, traficul, mai ales cei care folosim mașinile. De ce nu? Poate să vor dori și piste de biciclete, care vi se par firești, importante și interesante, mai ales pentru că este un transport durabil, un transport ecologic și un transport, ce să nu spunem, pentru sănătatea noastră. Este foarte răcoare, am luat, așa cum vă spuneam, și fâșul pe mine. Sper să rămân cât de curând să deschidă cerul. Fiind aici la prietenii noștri în Făget, vreau să vă bucur cu o salată pe care o fac cu mare drag. Din păcate este o perioadă de secetă, așa cum am popoțim cam de vreme încoace în fiecare toamnă și nu putem să vă bucurăm cu a prezenta ciuperci și specii din flora spontană. Ne vom mulțumi la cele pe care multă lume dintre noastre le consumă și sunt binevenite, mai ales că n-au fricile de a le determina greșit. Este vorba de Agaricus campester sau șampignonul cunoscut, șampignonul clasic. Este o ciupercă pe care o găsiți în comerț, alături de alte specii
Da, din păcate, avem și mult entuziasm aici în zonă, o să auzim și alte voci, dar nu asta este. Important este că suntem împreună și că o să vă pot să vă ofer o rețetă interesantă. Această ciupercă, denumită și în popular ciuperca de bălegar, este o ciupercă saprofită, ciupercă care crește pe pajiște, în general. Există mai multe feluri de ciuperci din această familie care cresc și în pădure, Agaricus silvaticus, de această dată vorbim de Agaricus bisporus, este și Agaricus campester, Agaricus, în fine, sunt mai multe specii, este și o specie care oarecum necomestibilă, este Agaricus xanthodermus, o ciupercă care formează reacția xantoproteică atunci când ea este atinsă de cuticula pielii, pentru că ea se îngălbenește datorită acestor substanțe chimice existente în acea ciupercă. Dar de această dată vom discuta despre această ciupercă, Agaricus bisporus, care crește în culturi. Sunt foarte mulți cultivatori de această specie. Este o specie foarte consumată de noi. Este o ciupercă din care chiar și dulceață se prepar, datorită faptului că este foarte poroasă, are capacitatea de a absorbi atât elementele, cum se spune, acide, bazice și așa mai departe din ingredientele pe care le oferim. Ciuperca, așa cum vă spuneam, are o cuticulă, toată lumea se bucură de cuticula ei pentru că arată foarte frumos și ca și aspect, ea se desprinde ușor, lucru pe care putem să-l vedem de fiecare dată când mergem în pădure, nu se oxidează în prezența aerului, are o culoare albă perfectă, ea se desprinde fără prea multă grijă, s-o pun deoparte. În secțiune o să vă arăt și cum arată, așa în linii mari, multă lume dintre noi o cunoaște. Este o ciupercă foarte cărnoasă, are lamelele cenușii brune, la maturitate devin negre și ele practic trebuie consumate, ciupercuțele, în fază tânără. O să tai înainte de a continua salata, să vă spun și ce va conține. Baza va fi de ciupercuțe, voi pune și niște sosuri. Un sos, de fapt, în care o să marinez ciuperca, este vorba de un sos barbecue ușor picant, care l-am aici pregătit pe masă, am un pic de sos de hrean cu un pic de usturoi, miere de albine, o să mai pun muștar, piper alb și sare de bucătărie. De asemenea, o să-i mai dăm savoare prin vitaminele pe care le au, prin rucola, care este o plantă ușor amăruie, dar foarte bună și binevenită în salată, nu o să exagerez cu ea. Am de asemenea niște germeni de ridiche, care merg foarte bine și ca estetică și ca și parte culinară, să spunem așa. O să pregătesc și un castravete pe care o să-l tai feliuță, l-avem aici în față, mozzarella, roșii, puțin ardei iute. Am pregătit și un pic de ulei, de măsline și un pic de oțet balsamic care să ne marineze preparatul. O să încep cu sosul barbecue. Este un sos incredibil de bun, care mie îmi place foarte mult și merge foarte bine și pe preparatele cu carne. Este un sos făcut aici în casă și totdeauna l-am apreciat pentru că este gustos. O să pun de asemenea muștar, o lingură, două linguri de muștar, cât să-i dăm un pic de aciditate. Am aici de asemenea un sos de hrean cu usturoi. Și ăsta o să-l profilez, nu în cantitate foarte mare, numai cât să-i dea un pic de savoare. Mi-e place foarte mult să folosesc mierea de albine. Și mai ales când e așa fluidă, așa de bine descrie sosul în final, nu o să pun foarte, foarte multe, că la mulți nu le place mierea să fie prea dulce salata. Să fac un mixaj în formula asta. Așa. O să pun de asemenea un pic de sare. Și piper alb, așa cum spuneam, bate vântul, condimentăm mai tare. O să mixăm. Perfect. Aici o să pun în compoziția asta ciuperca champignon. Eu de obicei pun și piciorușul, care este foarte gustos. O să secționez, tai fâșiuțe cât de
discrete, micuțe. În asta vom marina ciupercuța, care să-i dea o savoare, așa cum vă spuneam, să absorbă tot ce trebuie să surprindă ea în compoziție. Bun. Perfect. O să o înglobez în materialul pe care îl pregătesc aici. Și o să o las puțin la macerat. Las un pic la macerat. În sosul pe care l-am pregătit. Totdeauna când fac preparate culinare, mintea mea se relaxează și nu mă transform. Îmi place să ascult muzică și incredibil de frumos. O să-l punem deoparte. O să pregătesc în vasul acesta un pic de frunze de rucola, o să pun pe fund. Avem așa ca un fel de sprijin și un pic de valeriană. Așa. Peste care vreau să tai un pic de castravete. Castravetele este foarte, foarte răcoros, foarte gustos. De asta îmi place mult în compoziție. Și o să-l las aici pe fund cu puțină sare. O să mai pun, să dea drumul la apă. În asemenea, o să tai câteva rondeluțe de ardei iute. Peste care o să pun, așa cum am făcut până acum, câteva bucățele de mozzarella, care este foarte gustoasă. Voi pune de asemenea și jumătăți de roșii sherry. Lăsăm așa într-o primă fază. Așa pregătesc prima parte. Peste asta mai pun un picuț de germen de ridiche, ca să avem o zonă frumoasă, peste care o să așez. În mod normal ar trebui lăsate ciupercile măcar o jumătate de oră în sos, dar asta nu ne deranjează pe noi. O să așezăm ciupercile în compoziția pe care am făcut-o. O să încercăm să-i dăm și o estetică, pentru că ele sunt generos de gustoase. Așa. Voi mai tăia un pic de castravete aici haotic, în zona liberă, să spunem așa. Să încercăm să înglobăm castraveții frumos în poveste. O să mai pun și un pic de ardei iute, câteva rondeluțe. Așa. O să tăiem și roșiuța care o mai rămas, o punem și pe ea frumos aici. Mai avem de asemenea bucățelele de mozzarella, care sunt foarte frumoase. Deasupra o să punem încă puțin germeni, ca să asezonăm. Și o să turnăm un picuț de ulei de măslină, care se dea savoare. Așa, și o să mai punem puțin oțet basmatic, ca să surprindă și alte arome în salată. Dragii mei, ăsta este produsul pe care vi-l ofer astăzi. Cu toată dragostea, o marinată din ciuperci și șampinioane, cu sos combinat, așa cum l-ați văzut, și cu multe, multe cele bunătățuri. O să servim, sper să vă placă, pornim de la rețeta de salată și mergem la Gomboț, mergem în Florești, pentru că avem foarte multe lucruri interesante și frumoase de prezentat. Eu vă doresc poftă bună, ne revedem pe Big Boletus, pe Agro TV, cât de curând. Ne vedem sus în Florești!